Într-o dimineață ca oricare alta, Mariana a primit la serviciu un telefon fatal. Alo? Alo? Spune, ce s-a întâmplat? Păi de ce? Soțul ei, Nelu, o anunța că îl strânge și îl arde în piept. Haide că vin eu, stai! Mariana a avut prezența de spirit să acționeze ca la carte. Primul lucru să sune la 112. Asta este primul lucru. În al doilea rând, dacă are în casă acea tabletă care se pune sub limbă, face foarte bine pentru că durerea este ameliorată. Odată ameliorată durerea, scade și anxietatea pacientului, se dilată coronarele și există un oarecare confort până când vine medicul. Am avut așa o premoniție și cum am ieșit pe partea instituției, am sunat la salvare. Durerea în mijlocul pieptului. Aici este semnul tipic pentru boala de inimă. Durerile în stânga nu sunt caracteristice pentru boala cardiacă. Soția salvarea, eu n-am sunat, n-am avut curaj. Prezentarea la camera de gardă, cât mai rapid, este lucru esențial care salvează viața. La cel mai apropiat spital îi aștepta o echipă de oameni pe care Mariana și Nelu îi prețuiesc astăzi de plin. Pentru că, acum 4 ani, viața avea să-i pună la grea încercare. Și acum trăiesc momentul și mi-a spus că a făcut infart. Soțul când l-a pus pe targă, a spus, doamnă, trebuie să-l operem urgent. Domnul doctor Udroiu, fiind medic de gardă, m-a îmbărbătat și mi-a spus, facem tot ce putem. Numai o minune poate să-l salveze? Am făcut infartul direct în brațe. Am căzut în brațele lor. Eu nu am mai putut în momentul ăla. După infart, în timpul operației, Nelu a făcut 3 stopuri cardiace. Apoi a rămas în comă timp de 4 zile. În această perioadă, soția l-a vegheat cu înfrigurare. M-am dus la biserică, am urcat scările în genunchi, m-am certat pur și simplu cu Dumnezeu, i-am spus că inima soțului meu e inima mea, să ne ia pe amândoi. Și când m-am întors, a venit preotul să mi-l împărtășească, soțul meu a deschis ochii. Nelu și Mariana spun că datorează enorm medicilor care au ales să rămână în România și să îi îngrijească pe pacienții români. Cred că toată viața n-aș putea să-l recompensez. De fapt, cam toți. Elementele fundamentale care m-au determinat să rămân aici sunt familia, am familie aici. 2, am un loc de muncă care mă mulțumește, care mă oferă mulțumire sufletească, împlinire profesională, am un colectiv în care mă simt foarte bine și în al treilea rând, nu vreau să sune ciudat, dar consider că este bine să facem ceva și pentru români. Nu să plecăm, să tratăm numai străini. Datorită îngerilor în halate albe, cum îi numește Mariana pe medici, cei doi soți sunt și astăzi împreună.